Deputatul PNL Victor Paul Dobre a declarat că în principiu parlamentarii Uniunii Social-Liberale care sunt în funcție vor candida în aceleași colegii electorale. Regula de bază este că aceia dintre noi care din 2008 suntem în echipa parlamentară, de principiu își păstrează colegiile și candidează în continuare. Există o echilibrare între partidele din USL. Există niște angajamente care le-am făcut între noi în preajma și după locale pe care le respectăm, dar există o decizie finală care ține cont de repartizarea mandatelor pe întreg teritoriul național. Fostul ministru delegat pentru administrație susține că noul guvern va avea de făcut câteva reforme importante, printre care modificarea codului electoral și a celui administrativ. Vor trebui, de asemenea, să fie corectată actuala lege pentru parlamentare. Eu, sincer să fiu, n-am crezut că în 2012 vom candida în aceleași condiții ca în 2008. După atâtea discuții, dezbateri, proiecte, am rămas de unde am plecat. Nu este o lege, din punctul meu de vedere, e o lege nedreaptă. Au mai rămas 2 luni și jumătate până la alegerile legislative din 9 decembrie. Toate partidele politice își vor fixa în perioada următoare colegiile electorale, iar până la sfârșitul lunii octombrie trebuie depuse listele cu candidaturi.